Acest film este atât de drag pentru că este examinarea oftalmologică a lui Noir, mai deosebită în decubit lateral și apoi întoarce pacientul în poziție normală pe masa de consultație pentru că încercam să explicăm studenților că, că acea formațiune globuloasă pigmentată liberă în camera anterioară a ochiului este un chistuveal și să nu-l confunde niciodată cu o formațiune tumorală iriană care este fixă într-o anumită zonă a irisului. În uh, cazul acestor chiștirieni unici, nu este niciodată uh, o complicație <coughs> iminentă glaucomul. În cazul în care vorbesc despre un labrador, chiștii uveali multipli pot uh, produce un glaucom secundar. Noar este cel mai iubit cățel pe care l-am avut ca și pacient. Acum are o vârstă, aici cred că avea vreo 5 ani.